Primăria Timișoara este prima primărie digitală din România. De azi, digitalul este normalitatea în relația cu primăria, a declarat primarul Dominic Fritz. Lansarea serviciilor a fost făcută în cadrul unui eveniment public care a avut loc miercuri seară la Cinema Timiș. O echipă care îl susține pe Nicolae Robu a încercat să boicoteze evenimentul, însă Dominic Fritz le-a remarcat public prezența. Într-adevăr, este ziua în care intrăm într-o nouă eră, aș spune, în administrația locală Timișoara, pentru că dacă până ieri digitalul a fost excepția, de azi digitalul este normalitatea și excepția, de fapt, este tot ce se întâmplă pe hârtie și analog. Dacă vă uitați pe această masă, am adus ceva ce va ajunge în curând la muzee. Pe această masă, masa mea în primărie este ca la Putin, e așa de 5 ori mai mare. Și cam câte mape sunt aici, asta am semnat. A venit și echipa fostului primar, ce scrie? Dominic n-a făcut nimic. Dați o aplauză, vă rog, la echipa asta. E un adevăr, a început campania electorală, felicitări, știu că nu e ușor pentru candidatul vostru, vă respect că a reușit să vă convingă să veniți aici. Adevărul este, în acest Dominic n-a făcut nimic, este într-adevăr că eu sunt doar, cum să spun, capătul lanțului și ce vă prezentăm astăzi și eu să revin la această idee. Este, de fapt, o muncă incredibilă din partea unor echipe de voluntari, din partea multor firme diferite, dar revin la asta. Deci, astea sunt mapele care a semnat primarul până recent. Asta este instrumentul cu care, chiar săptămâna trecută, am fost la București, am stat în trafic, în taxi, am scos laptopul și am semnat într-o jumătate de oră cam cât este, sau jumătate, să zicem, din aceste mape. Această investiție a fost realizată prin primele fonduri europene pe care Primăria Timișoara le-a accesat pentru digitalizare. Municipalitatea a obținut o finanțare de aproape 4 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile pentru realizarea unui portal unic de interacțiune a cetățenilor cu administrația, dar și pentru digitalizarea arhivelor instituției.